Bună ziua, stimați invitați, onorabil profesoral și dragi colegi de liceu! Bine ați venit la festivitatea de absolvire a promoției 2018 a Colegiului Național Roman Vodă. Noi, Andreea Ciobanu și Vlad Punzaru, vă vom fi gazde astăzi pentru a sărbători acest moment special pentru tinerii absolvenți. De asemenea, suntem onorați să fim împreună în această zi festivă. Cu siguranță, anii de liceu vor rămâne unici în viața fiecăruia dintre voi, iar festivitatea de astăzi nu va face altceva decât să completeze albumul cu amintiri din timpul liceului. Veți așeza în cufărul cu amintiri emoții, regrete, bucurii, visuri, speranțe și lacrimi. Acum 4 ani, acești tineri au pășit cu timiditate în acest colegiu, cu visuri și speranțe de viitor, iar acum pleacă plin de curaj și încredere spre noile orizonturi care se vor deschide pentru ei, purtând cu mândrie și nostalgie amintirea Colegiului Național Roman Vodă. Dar înainte să prezentăm invitații noștri, aș dori să facem un joc, iar pentru asta am nevoie ca mâinile voastre să fie sus. Ok, aș dori să bateți din palme odată cu mine. Încercăm? Ok. Și discursul nostru, invităm în scenă pe doamna director Mihaela Tanovici pentru a spune câteva cuvinte despre generația care părăsește băncile Colegiului Național Roman Vodă. Emoții mari, mai ales după joculețul făcut de Vlad. Sunt aplauze, sper, de apreciere pentru cei 4 ani de liceu pe care i-ați trăit. Vă aplaud și eu încă o dată pentru tot ceea ce ne-ați oferit în cei 4 ani de școală. Ca profesor de istorie am un defect de a avea memoria datelor, a cifrelor și chiar mă gândeam să particularizez puțin discursul de astăzi, pentru că de obicei la asta vă așteptați. Mulțumiri pentru toată lumea și părinți și colegii mei, domnii profesori, și vouă pentru că ați fost elevi roman-vodiști, așa cum i-am dorit eu. De asemenea, încurajări să fie foarte bine mai departe. Închideți ușa liceului, dar deschideți o altă ușă la universitățile din țară și din străinătate. Și spuneam că încerc o particularizare și mă gândeam ce v-ar caracteriza pe voi față de generația trecută. Că deja am câteva discursuri la cursul festiv în calitatea de director. Și am zis așa, fiind profesor de istorie, probabil sunteți absolvenții centenarului Marii Uniri. Și asta înseamnă că trebuie să dați dovadă și voi, așa cum au făcut și acum 100 de ani strămoșii voștri, de aceleași calități pe care ei le-au avut. Și nu vorbesc neapărat numai de patriotism, de calitatea de om. Să fiți oameni adevărați, oameni care să duceți mai departe numele liceului nostru cu lucrurile bune pe care le-ați învățat și pe care, cum spunea și Vlad, le veți păstra în cutia cu amintiri. Centenar înseamnă 100, iar 100, din câte știu eu, este cifra în literatura religioasă, cifra perfecțiunii. O fericire eternă, cum se spune. Asta vă doresc, dragi elevi roman-vodiști. Vă doresc să fiți fericiți, să ne bucurați pe noi, colegii profesori, pe părinții voștri, cu rezultatele bune pe care voi le aveți, să duceți, așa cum spuneam, mai departe numele liceului, iar atunci când o să vă fie dor, vă așteptăm cu drag acasă, la Colegiul Național Roman Vodă. Eu sunt sigură că veți reuși, am speranțe și sunt optimistă. Eu știu că toți cei care pleacă de la Roman Vodă nu ne fac de râs acolo unde merg, iar rezultatele lor ne dau și nouă aripi, profesorilor, părinților, de a continua această activitate pe care, vedeți, în fiecare an noi o realizăm. De altfel, acum 4 ani, tot eu vă spuneam, succes în cei 4 ani de liceu. Acum tot eu vă spun, succes la facultate și mai departe în viața care vă așteaptă. O viață, sper, frumoasă, așa cum o să vă faceți voi. Succes încă o dată și felicitări!
De asemenea, alături de proaspeți absolvenți ai Colegiului Național Roman Vodă, se află și domnul primar Lucian Micu, căruia îi dăm cuvântul. Bună ziua tuturor! Emoții am și eu de fiecare dată, chiar dacă, așa cum spune doamna director, în ultima perioadă am cam participat și eu la câteva cursuri festive, însă de fiecare dată emoțiile le am și le trăiesc din plin, pentru că am trecut și eu prin momentul prin care treceți voi și mă gândesc mereu cu plăcere la cei 4 ani de liceu, perioada pe care eu o consider cea mai frumoasă din viață și de pe parcursul vostru educativ. Dar voi astăzi pășiți deja pe un nou drum, un drum în care eu vă doresc ca toate visele să vi se îndeplinească și mai mult decât atât să luptați pentru îndeplinirea lor, niciodată să nu cedați, pentru că mai devreme sau mai târziu ele se vor îndeplini. Voi trebuie să fiți cei care vă decideți viitorul, să vă alegeți în viață pașii spre ceea ce vă doriți voi cu adevărat. Pentru că doar atunci vă veți regăsi pe voi înși vă și veți avea acea plăcere și satisfacție de a face lucrurile pe care voi vi le doriți. Mai departe vă urez și eu mult succes, atât la examenele de bacalaureat, cât și mai departe la cele de admitere la facultățile și universitățile pe care voi le veți urma. Și să știți că acasă nu înseamnă numai Roman Vodă, ci înseamnă Romanul în totalitatea sa. Iar eu mă voi asigura ca acest acasă al vostru să arate din ce în ce mai bine, să continue să se dezvolte și pe voi să vă facă mereu mândri că sunteți romașcani și să purtați romanul tot timpul în suflet. Să fie un element reprezentativ pentru voi și acest lucru nu va face nimic altceva decât să ne motiveze și pe noi să fim mai buni. Mult succes și la mulți ani! A sosit momentul mult așteptat al vizionării filmulețelor realizate de absolvenți. Dar, înainte, vreau să fac puțin prezența cu clasele de a 12-a. Clasa a 12-a! A 12-a B! A 12-a C! A 12-a D! A 12-a E! A 12-a F! A 12-a G! A 12-a H! Și a 12-a I! Așadar, acum va rula filmulețul clasei a 12-a A. Colegiul
așa. Deschide-mă pe aici, George. Ei, n-am zis. O să trec. Ocupe. Uite de formalități. Știm cu toții de ce suntem aici. Bacul ne face probleme. Eu nu văd nicio problemă. Vă rog foarte mult. Cum au ajuns lucrurile atât de departe? Corigenții s-ar putea să ne întrebă. Ochiul bine văd doar partea plină a paharului. Iar celor de la ele de bonsa nici măcar nu le pasă. Noi am încercat să ajutăm, dar 4 ani de zile am spart semințe. Domn Barbosa vrea să facă pace cu toți. Vrei să treci în situația fără probleme. Cu toți ești pe domnul Barbosa, nu ne crede. Domn de cuvânt. Da, atât de bine îl cunoaștem, că deși știa că mai avem o lună până la pac, nu a făcut absolut nimic. Și uite unde am. Ținem cu echipa noastră! Da, oameni? Vreau o ședință. Dar nu prea pot să vorbesc, oameni. Dar o să mână tot. Da, da, o, ți-a zis că o să mână, dar bine, mă, mai fac ce vreau. Da, și eu nu văd finalitatea acestei discuții. Care e planul? Doar cum nu vedeți nimic. Ne vedem 25. Nu avem o dragă. A few inches later. Am înțeles. Nașule, ai scot papărul. Cum să le scot? Singura treabă ți-am de tot. Să vă fac o ofertă de refuzat. Dar până atunci, găsiți bar.
scenă pe domnul diriginte al clasei a 12-a, Irmia Gheorghe, să înmâneze diplomele de merit și de absolvire și să strige pentru ultima dată catalogul. De asemenea, îi invităm pe scenă și pe cei care i-au fost copii spiritual domnului diriginte Irmia. Bună ziua! Clasa a 12-a avem următoarele premii și mențiuni. Nu, mulțumesc. Manolache Andrei. Premiul 1. Premiul 2, Asmarande Ana Maria. Tot premiul 2, Donici Alexandra Maria. Premiul 2 de asemenea, Orzan Teodora. Începem cu premiul 3, Pal Ioana Diana. Mențiunea 1 se acordă elevii Burcă Ioana Mihaela. Mențiunea 1, două mențiuni 1, deci elevii Todirică Oana. Mențiunea 2. Buzău Livia Ioana. Tot mențiunea 2 se acordă elevului Matei Ioan Alexandru. Mențiunea 3, avădănii Paul Vlad. Mențiunea
Tot mențiunea 3 se acordă elevii Păstlaru Cristiana Ștefana. Diplomele de absolvire, în ordine alfabetică, Bățan Romano Alexandru. Mergem mai departe cu Bățan Romano Constantin. Venescu Matei Alexandru. Ciobanu Constantin Răzvan. Azi Ionuț Cătălin. Ivașcu Vlad Alexandru. Matonca Maria Diana. Martinaș Monica. Mircea Claudia Elena. Mircea Oana Veronica. Muscalu Elena Claudia. Pali Asmina Ana Maria. Popa Ștefan Andrei. Crăjescu Marian Petre. Stafie Ștefan. Tizu Matei Victor. Trefaș Denis. Voina Daniel. Un sfat din partea, dacă tot e finalul, vreau să vă urez să fiți foarte buni în domeniile pe care le veți alege.
cum de altfel ați fost și ați demonstrat-o și în școala noastră, să vă continuați studiul, pregătirea în specialități alese, ghidat de o pasiune sinceră și nemăsurată, să nu vă pierdeți speranța într-un viitor mai bun, pe care să-l clădiți cu fiecare zi și să obțineți răsplată pentru toate eforturile pe care le veți depune. Sper să ne întâlnim peste 10 ani, dacă se poate și mai des. Și nu în ultimul rând, aș dori să felicit elevii clasei și părinții elevilor pentru sprijinul pe care l-au acordat, atât la bine cât și la greu, și la clasă și chiar școlii. Vă doresc mult succes, realizări, fericire și numai bine! Acum poza de grup, dacă... Da, îi rugăm pe absolvenți să rămână la poza de grup. Urmează să vizionăm filmulețul clasei a 12-a B. Vizionare plăcută! Mai întâi să așteptăm ca a 12-a să se pună la locul lor. Mai nu știu că vă dau pe Instagram.
Lasă-le acaia, uite aici. De ce nu poți să spun? Serios, mai sunt câteva zile până la BAC și tu mă dă chestia asta în 1906. Frate, dar vreau să fac o introducere cu... Da, în 1906. Și... hai să mai deranjez mă o dată și gata, dar nu mai fac fața aia, că știi că nu-mi place. Și mie, ce poți zic cu titlul poeziei? Dar de ce este eu în față? Păi da, dar nu scrii destul, știi, și vreau să par mai interesant. Păi da, mă... La... Nu se poate, nu pot. Nu, uite, minutele trec și banii se pierd, chiar nu se poate. Am o familie de întreținut face asta, îmi pare rău, sincer. Bună, dragă! Bună! Chiar nu se poate, nu știu, îmi pare rău. Am vrut să încerc, am vrut să fiu alături să te prind și în campania aceasta, dar chiar nu se poate. Am consumat tot ce era pe stoc. La muncă am ceva de gândit. Frate, nu-i papa, nu-i bine. Bine, mergem. Deci mă duci tu la conferință? Da, am zis că da. Da, e drumul meu. Perfect. Bun, Damian, uite cum facem. Mă duc acum să iau iahtul și o să vin spre tine la Istanbul. Ne vedem acolo, terminăm proiectul și ne luăm de o grijă, da? Bine, bine, Damian. Vorbim. Pa, pa. Dar acum mă nu am când să ajung, acum am mult în agenda, toate zile sunt ocupate, chiar nu am când să ajung. Uite, ai luat copilul de la grădiniță? Nu, dar vedeam că le-ai tu, la tot? Nu. Hai că mă duc eu și le-au acum. Da, auzi, în ce an suntem? În 2028. Nouă cifre, doar cifre.
myself just chill. A 12-a B să urce pe scenă alături de elevii dumnealui și să înmâneze diplomele de merit și de absolvire. De promoție la profilul real cu media 10 pe 4 ani, Cosma Laura Elena. Premiul al doilea, dar mă cer, Sergio Victor. Premiul al treilea, Iamandic Ana Maria. Mențiune, proșteță Anda Lavinia. Mențiune, Matei, Ana Roxandra. Mențiune, Bejan, Daria Roxana. Și mențiune, Ianău, Andrei. Absolvenții. Valent Lucia Alexandra. Clopoțel Marta Beatriz. Chihelău Adrian Ioan.
stai. Dornesc cu Alexandra Elena. Dimișcă Vlad Mihaiță. Damian Alexandru. Părtăiești Diana Elena. Măriuț Marina Irina. Munteanu Andrei Elena. Nechita Răzvan Sebastian. Negru Raluca Gabriela. Oatu Laura Ionela. Pătrășcan Andrei Alexandru. Pătrăvăceanu Ionuț Andrei. Petreșor Iosif Marțelin. Rotaru Călin Andrei. Sandu Irina. Samson Teodor. Stolariu Mihai Iulian. Sumanaru Cătălin. Todorica Bogdan Mihai. Țibulcă Anda Ioana. Felicitări tuturor copilașilor de la 12B. Vă mulțumim vouă și părinților că am avut șansa să vă avem elevi. Vă urez multă baftă în continuare în tot ceea ce urmează și vă aștept cu drag peste 10 ani. Vă rog să rămâneți la poză. La 12 avem vorbule să părăsi scena. Îi rugăm pe cei de la CE să se pregătesc. Urmează videoclipul celor de la 12-a C. Bun, până eliminează, haideți să mai facem o dată jocul cu aplauzele, ok? Mulțumesc din nou! Video.
începi să te atrie lovit la cap? Băi, să nu stau să văd repi, să lovim. Da, ce nu știu, frate, hai să-l ducem. Hai odată. Oraci, băi, mă recunoști. Nu știu, aduce aici. Te-ai lovit la cap, băi, ești bine? Nu te ieși aici. Suntem noi, colegii tăi. Nu te amintești? Frate, crezi, ești ok? Băi, ești ok? Tu ce e? Băi, stai. Iulian, mă recunoști. Uite la ea, nu-l recunoaște. Bă, noi suntem fratici. Și ce-ți făceam din ultima oară, măi? Ce să facem? Cum putem să-l ajutăm? Bă, ce putem face? Aveți o idee? Trebuie să facem așa fel încât să-și aducă aminte cine suntem. Eu zic să ducem un laborator de info. Nu-ți dăm un resort, nu știu. Trebuie să ne trimim o dată. Hai, hai, mai repede. Hai, hai, hai. Unde mă duceți, măi? Hai, hai,
clasa a 12-a C, sub îndrumarea doamnei diriginte Chereji Monica, să primească diplomele și să asculte cu emoție, pentru ultima dată, strigarea catalogului. Minunaților mei copii de la această clasă și părinților lor pentru buna și foarte buna colaborare pe care am avut-o. Deocamdată atât mai urmează. Se acordă premiul întâi cu media generală 10 a gatiței Marina Diana. Premiul al doilea, cu media 9.96, Stanciu Victor Nicolae. Premiul al treilea se acordă elevei Ichim Paula. Mențiune 1, Mărți Anișoara Monica. Mențiune 2, diaconul Constantin Marian Zis Marinică. Și mențiune 3, Ștefănică Cătălin George. Felicit în continuare pe Bianca Gherca. Ulea Sorina. Diaconul Constantin Marian, tot Marinică. Cătălin Ștefănică. Andreea Dămo. Paul de Mișcă. Arhip George Constantin. Secretar George. Agafiței Marina Diana, Chelaru Gabriela, Sergiu Chelaru, Daniel Cosma, Ionuț Chizimuș, Luisa Barnea, Vlad Bancu, Carla Diana Petruț, Andreea Denisa Popa, Ichim Paula Madalina. Mărtișcă Dragoș Gabriel. Iulian Martinaș. Lupu Leopold Marian. Mărțanișoara Monica, Edi Murărașu, o
Orațiu Alexandru Nistă. Nu m-am urmat acolo. Rareș Cosmin Nicoară. Ralu Casescu. Și Victor Nicolae Stanciu. Felicitări, Victor, toate cele. Momentul este mai mult decât super emoționant, având în vedere că este și ultima mea promoție. Și vreau să le spun încă o dată că i-am iubit foarte mult, chiar și atunci când nu ne-am iubit, dar vor rămâne întotdeauna undeva aici, în sufletul meu, și le doresc multă sănătate și cel mai important, un zbor lin în viață. Vă pup pe toți! Îmi pare foarte rău, s-a produs un mic, mică neînțelegere. Lipsește, din păcate, diploma de absolvire a colegei lor, Mihaela Dâscă. Nu știu ce s-a întâmplat. Mihaela. Pe tine te pup de două ori. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat. Îmi cer scuze. Și ea a fost alături de noi și pe ea o iubesc la fel de mult. Vă mulțumesc foarte mult și ne vedem puțin mai târziu. Vă rugăm să rămâneți pentru fotografia de final. De la 12C, hai să facem un joc rapid, ok? Rândul ăsta strigă Roman, strigă rândul ăsta și voi toți ceilalți strigați Vodă, ok? Voi mai tare pentru că sunteți mai puțin. Dăm drumul. Roman! Toți odată! Urmează videoclipul celor de la 12 AD.
nothing to show for it now. And I know it ain't pretty when the fire burns out. Calling me when I'm drunk, remind me of what I've done. And I know it ain't pretty when you try to move on. Era de așteptat ca această perioadă să însemne pregătire și formare pentru un viitor plin de succes. Dar cu timpul am aflat că liceul înseamnă mult mai mult decât atât. Nu este nicio îndoială că adolescența este pe cât de frumoasă, pe atât de dificilă. Emoțiile sunt pretutindeni, trăirile noastre sunt intense, dar mai ales contradictorii. Iar liceul? Liceul este cel care ne formează, ne îndrumă și ne învață totodată că prietenia este o scumpă responsabilitate, niciodată oportunitate. Vă mulțumim dumneavoastră, celor care ne-ați ghidat pașii de-a lungul acestui drum, care reprezintă trecerea de la copilărie la maturitate. În continuare, invităm pe scenă pe doamna dirigintă a clasei a 12-a D, Enescu Aurica, alături de elevii dumneai, să le înmâneze diplomele de merit și de absolvire și să strige pentru ultima dată catalogul. Suflet în generația pe care o instruim. Vreau să înmânez premiile cu felicitări întregii clase.
premiul întâi cu media 10, Iftodii Mihaela Andreea. De asemenea, premiul întâi cu media 10, Păun Lorena Elena. Premiul al doilea, Aniței Dalia Ariana. Premiul al treilea, Calistru Alexandra Ioana. Premiul al treilea, Levărdă Maria. Mențiunea 1, Moroi Simona Elena. Mențiunea 2, Buciumanu Maria Luiza. Mențiunea 3, Ciobanu Emanuela. De asemenea, mențiunea 3, Luca Dana Georgiana. Mențiunea 3, Pușcașul Ana Maria. Și de asemenea, mențiunea 3, Sărbușca Andreea Marina. Pârșovanu Madalina Vasilica. Botez Ioana Alexandra. Chiriac Maria Alexandra. Ciobanu Teodor Ștefan. Covătaru Ioana Gabriela. Damian Ioan Iulian. Grigorcea Bianca Vasilica. Bubuianu Mihai Alexandru. Havrici Diana Elena. Fergheat Ionuț Andrei. Colmanu Bianca Elena. Coroiu Bianca Ioana. Ilinca Narcisa Bianca. Lucaciu Oliver Alexander. Marcoschi Alexandru Andrei, îi dorim mult succes, nu este în sală, susține probele la Academie și noi toți îl susținem. Moldovanu Bianca Ioana. Muraru Florin Alexandru. Popa Denisa Florina.
Georgiana Elena. Vă felicit cu ocazia absolvirii. Vă doresc să aveți porți deschise, în primul rând, spre a fi oameni buni și apoi specialiști foarte buni. Într-adevăr, liceul v-a deschis și porțile prieteniei, ale dragostei. Nu uitați să-i țineți aproape pe cei pe care îi iubiți și să dăruiți din tot ce aveți voi mai bun. Felicitări și succes la toate examenele pe care le veți da și să treceți peste toate provocările destinului cu fruntea sus. Mult succes! Să rămână alături de doamna dirigintă pentru fotografie. Ce a însemnat pentru voi 4 ani de liceu? Chin? Teza la latină? Mai e ceva? Doar chin și teza la latină? Fericire! Ok, atât. Fericire, chin și teza la latină. Mulțumesc! Urmează videoclipul clasei a 12-a E și vizionare plăcută! 24 mai 2025. O zi ca oricare alta. Soarele strălucește, păsările cântă, oamenii își trăiesc viața de zi cu zi. Unii proiectează case,
aplicare planul și nimic nu va mai fi la fel. Dar ei încă nu știu nimic. Fără să vă mai dau prea multe detalii, zic să începem. Și start! Deoarece planul meu presupune o călătorie de aproximativ 4 ani, am ales să aplic astăzi doar o parte din el și să facem două opriri. Prima oprire are loc în perioada cea mai surprinzătoare a acestor oameni, clasa a 12-a. Până să vă spun de ce a fost o perioadă surprinzătoare, haideți să-i găsim în locurile cele mai frecventate de ei și să-i cunoaștem. Dintre noi a devenit adult,
fiind înconjurat de ceilalți. A fost perioada în care ne-am format caracterul, acesta fiind și motivul pentru care uneori ne-am mai supărat profesorii. A fost perioada în care am legat prietenii, care sperăm că nu se vor sfârși prea curând. Și de asemenea, perioada în care am înțeles ce înseamnă să crești. Acum, când această perioadă se sfârșește, am ales să ne asemănăm cu lampioanele. Așa cum ele luminează cerul, sperăm și noi să luminăm lumea în care vom păși de mâine, iar lumina noastră să fie compusă din toate lecțiile pe care le-am adunat. Bineînțeles că au existat și momente de tensiune, însă pe acestea vrem să le ardem. Plecăm cu bine, sperând ca într-o zi să ne întâlnim pe același cer, luminând la fel de puternic. La lună, revedere! I know I'm changing, I know I'm changing. Cine sunt eu și cum de am puterea de a aduce oamenii înapoi în timp? Ei bine, numele meu este simplu, amintirea. Iar puterea nu este a mea. Eu nici măcar nu pot trăi fără oameni. Puterea stă în fiecare din voi. Și tot voi mă puteți chema în orice moment. Mă aștept să nu mă chemați prea curând. Însă, peste ani, într-o oarecare zi, poate prin 2025, cine știe ce se poate întâmpla? Elvin.
se acordă mențiunea 3, Mihoc Ioana Loredana. Se acordă diplomă de absolvent următorilor: Alexandru Maria Mădălina, Apostol Elena Mălina, Paciu Ionela Adriana, respectiv Bocuță Daniel Marius. Bocleș Iolanda, Polia Carmen, Buclea Ștefan, Cepreagă Tiberiu Alexandru, Coroi Bianca Maria, Dancă Bianca Ionela, Driu Georgiana, Dumea Sorin Andrei, Filip Alexandru Ioan, Matei Ștefan Alexandru, Mârți Rita Veridiana, Olariu Elena Ionela, Pizza Ana Maria, Sohoreanu Laura, Stamatin Ioan Alexandru, Ungureanu Ana Maria, Felicitări tuturor, mulțumesc părinților pentru colaborarea din cei 4 ani, succes tuturor absolvenților promoției 2018. În timpul în care clasa stă la poză, va veni clasa, din nou doamna dirigintă a clasei a 12-a C, să o premieze pe eleva discă Mihaela. S-a găsit diploma. Mihaela va fi singura de două ori nominalizată la absolvire, așa că o mai felicit încă o dată și iată și diploma. De la profilul uman să intre în sală. De asemenea, adresăm rugămintea tuturor elevilor de la profilul real să rămână în sală alături de colegilor pentru desemnarea șefilor de promoție. Deci, ieșirea se face pe partea stângă a mea și dreapta a voastră. Okay. Mulțumesc! Încă o dată spun, realul trebuie să rămână în sală, elevii de la real. Bravo,
Cosmin Adrian. Premiul al treilea, Ciobanu Oana Gabriela. Iliescu Andreea Diana. Mențiunea a doua, Roșio Luarca. Ciobanu Georgiana Elena. Șoaia Alexandra. Mitru Daniela Florina. Ștefănescu Gabriela Alexandra. Delia Giulia Balint. Paula Georgiana Balint. Mălina Bălău. Delia Cătălina Bulai. Alin George Cazacu. Alexandru Cocuț. Maria Cojocariu. Otilia Cristiana Gabriel. Amalia Fazi. Ana Horodnicianu. Vlad Diamandi. Ana Claudia Jilabu. Maria Cătălina Jilabu. Bianca Paola Mazăre. Micaela Morțun. Zeti Elena Mușat. Beatrice Petronela Năstasă. Georgiana Iuliana Puchici. Yeah!
Alexandru Rudichi. Radu Teodor Simion. Maria Țara. Vă rugăm să rămâneți la poza de final. Să se pregătească. Sunteți pregătiți? Păi dacă sunteți pregătiți, vreau să vă aud. Through the blisters at night, and I left
still I cried and cried. I went till my feet couldn't run no more. And I said till my lungs were burning, till I know I'm alive, alive. I said till I can't hear your voice no more. Suddenly the sun goes up and I feel my lungs flooded by the ground. Yeah. Until the sun goes up and I feel my lungs coming up again. Thank you.
Este rândul doamnei profesor Dornescu Paula, diriginta clasei a 12-a G, să urce pe scenă alături de elevii dumneai ei și să înmâneze diplomele de merit și de absolvire. Îl vrești pe absolvent să intre pe scenă? Ziua tuturor, mai întâi am să vă mulesc diplomele și discutăm la final, da? Se acordă premiul întâi elevelor Gheorghean Diana Gabriela. De elevii lepădați, Denisa Mihaela. Primul al treilea se acordă elevilor, Ungarul Elena. Și Ștoc Adelina. Mențiuni se acordă elevilor Bucu Constantin, Budnărescu Alexandra, Antoche Andra Maria, Iuștiuc Andreea, Olimpica noastră la spaniolă. Diplome de absolvență, acordă ele de Arcana Gianina. Bota și Ioana Mănalisa. Busuioc Uliana, Chirila Ana Maria, Cimpoieșu Iuliana, Deaconescu Ana Maria, Fârțade Ioana Denisa, Gap Patricia Maria, Giurgila Patricia Alexandra, Grigoraș Roxana Elena, Leoreanu Alexandru, Lucaci Luiza, Pala de Elena, Roșu Istina, Tripaș Cătălina, Tulbure
Mulțumesc foarte mult părinților care m-au sprijinit în această perioadă. Mulțumesc corpului profesoral care a predat la această clasă timp de 4 ani. Mulțumesc tare mult doamnei profesor Sorina Danciu, care v-a fost alături în primii 2 ani. Îi mulțumesc enorm pentru tot ceea ce a făcut și mi-a făcut mie munca puțin mai ușoară. A fost o provocare să vă iau din clasa 11, n-a fost atât de simplu, dar pentru că mie îmi plac provocările, vă urez și vouă să faceți față provocărilor, să aveți idealuri, să luptați pentru ele, să vă asumați, da, să riscați și să acționați, așa cum v-am spus întotdeauna. Nu uitați să aveți lângă voi oameni dragi, oameni de calitate, oameni de la care să aveți ce învăța, care să vă inspire și să vă ajute să vă împliniți visele. E mare lucru în ziua de astăzi să găsiți acei oameni de calitate în condițiile în care se preferă cantitatea. Vă urez mult succes în viață și vă așteptăm la urma Vodă ori de câte ori o să simțiți. Felicitări! Îmbrățișarea apoi poza de grup. Facem din nou jocul cu palmele sau urmă în Vodă? Cu palmele, da? 12H! 12! 12! Bun, bun, bun. Hai, jocul cu palmele, ok? Palmele sus. Vom roli filmulețul clasei a 12-a. Thank you.
scenă pe doamna dirigintă grafă Mihaela, alături de elevii dumneaei, pentru înmânarea diplomelor. Să începem un pic cu a vă felicita pentru absolvire. O să începem cu premiile și am să vă spun la sfârșit câteva cuvinte. Premiul întâi, media 10, Calfa Otilia Basilica. Conducțiune, la Mugelă de Istorie. Da, trebuie putarile. Premiul al doilea, Grosu Alexandra și șefa de promoție de la Profilul Uman. Media 9.97. Premiul al treilea, cu media 9.91, Radu Alexandru Teodor. Și acum, prima mențiune, cu aceeași medie de prima mențiune, 9.88, opera Roxana Sabina. Rusu Sabina Alexandra. Și Ursache Cristiana Marilena. A doua mențiune, cu 9.85, Nou Lavinia. Și a treia mențiune, Constantin Ioana Magda, cu 9.73. Diplomul de absolvire se acordă următorilor: Bodoșca Adrian Alexandru, Bordianu Beatriz Cristiana, Penuto Andrada Denisa, Giovanna Anna Maria, Ciobătaru Eduard Robert, Ciuche Iulia Teodora, David Andrei, Doboș Diana Justina, Parcaș Emanuel Ștefan,
plâng cu Irina Maria. Gălțanu Daria Emilia. Gosa Ionela Andreea. Mărs Gheorghiță. Năstase Mălina Marina. Roca Oana Maria. Roman Claudia Ștefania. Zvera Bogdan Alexandru. Șchiopul Liviu. Sescu Emanuel Cătălin. Tabacariu Lorena Cristina. Iba Silvia Mădălina. Și Vasilică Teodor Sorin. Dragii mei copii, iată ați încheiat un capitol din viața voastră foarte frumos, anii de liceu. Ați învățat, ați acumulat, ați trecut prin atâta experiențe și mai frumoase și mai puțin frumoase, ați adunat tristezi, bucurii, poate regrete, le lăsăm acum într-o cutie așa amintirilor, o să le deschidem cândva. Noi, profesori și părinții voștri, v-am îndrumat pașii, v-am pregătit aripile să zburați, sunteți tineri, frumoși, aveți ferestre deschise, vă doresc să vă realizați visele, să vă împliniți și profesional și mai ales ca oameni și pe unde vă poartă pașii, oriunde, în țară, afară, să vă purtați cu demnitate și cu frumusețe identitatea asta de roman vodiș și de romașcan și mai ales de români. Nu pot să nu spun asta, eu un profesor de istorie. Vă doresc succes, succes la toate examenele, la BAC și la toate examenele vieții. Le mulțumesc colegilor mei și le mulțumesc părinților pentru sprijin. Și vă așteptăm în 2028, aici acasă, la Roman Vodă. Și aș vrea foarte multe aplauze pentru ei.
Vizionare plăcută vă doresc! Two hours later.
Clienta mea are motive interminate pentru întârzierile sale, iar acuzațiile le consider irelevante. Probele pe care le dețin, adică absențele din catalogul clasei și proba video, contestă acest lucru. În Vila Bară, ultimul caz pe ordinea de zi, acuzat Enochescu Marius. Inculpatul Marius Enochescu este acuzat că deține prea multe note de 10 la disciplina istorie pe parcursul celor 4 ani de liceu. Comentez! Onorată instanță, am dovada faptului că elevul Enochescu Marius a obținut nu numai note de 10, ci și note de 9,50. Sentința va fi expediată în dublu exemplar de dirigintele lui clasei. Băltoi Mihaela, Romano Gabriela, Antochia Amalia, Bucliș Ludmila, Mihaieș Roxana Alina, Iva Adrian, Chieru Teodora, Gheorghiță Ana, Păiuș Daniela, Stoica Ana Maria Irina, Leoreanu Anca, Chiriac Mihaela, Irimia Gheorghe, Aniță Liliana, Cănilă Mihaela Luiza, Gheorghiță Cristina, Toma Iulia, Chelaru Petronela, Putelcă Doru, Lozincă Maria, Pascal Marius, Dogan Odet, Ciocan Marius, Tiron Iulian, Andone Claudiu, Moisi Felicia, Istrate Daniel, Șerban Marcel, Danci Nicoleta, Pricope Gabriela, Poenaru Georgiana Alexandra. În continuare invităm pe scenă pe domnul diriginte al clasei a 12-I, Albert Ovidiu, alături de elevii dumnealui, să le înmâneze diplomele de merit și de absolvire și să strige pentru ultima dată catalogul. A 12-I! Since we was on, I dreamed it all. Ever since I was young, they said I won't be nothing. Now they always say congratulations. Worked so hard for my home to vacation. Da, am ajuns și la finalul unui frumos periplu de la copilărie la vârstă matură cu acești minunat pentru mine copii în continuare
vreau să știți de la început că pentru mine toți sunteți premianți și vă felicit că ați ajuns, că am ajuns împreună aici. Felicit toți colegii mei care au contribuit la formarea lor ca oameni. Îi felicit pe părinți pentru acești minunați copii și am să trec la partea formală, aceea de a acorda diplome. Premiul întâi, Andreea Ciobanu. Premiul întâi, la fel, Maria Cristina Andrici. Premiul al doilea, Teodora Pătrăuceanu. Și un premiu special, Vlad, te rog să mă ajut. Este nu doar premiul al treilea, ci este un premiu totuși tot special pentru Nicoleta Andrieș Ramona, care a ținut foarte mult să vină astăzi să fie prezent alături de noi. Deși a suferit un accident nefericit. Nicol, felicitări! Mulțumim, dragi! Vă rog să o aplaudați pentru perseverență, pentru dorința de a fi alături de voi. Da, nu e o misiune ușoară. Continuăm. Mențiune se acordă minunatului, hai să spunem, om, George Valentina Petrei. O altă mențiune se acordă lui Madalin Alexandru Gogu. Iarăși, o mențiune se acordă Anei Cristina Giosanu. Mai avem o mențiune pentru domnul președinte, să fie pe terminații sale, Marius Gabriel Enăchescu. Trecem la secțiunea de diplome, Alexandra Madalina Antălucă. Alexandra Ioana Astane. Diana Georgiana Buză. Fabrizia Sabrina Calfa. Bianca Laura Demeterca. Andrei Luiza Cusaro. Cătălin Nicolae Lupu. Alex Mihail Maftei. Andrei Manolache. Andrei Iuliu Marieș. Adelin Fabian Martinaș.
Diana Georgiana Meluț. Luiza Mihaela Mărț. Odilia Mărț. Un alt accidentat, Rareș Dumitru Munteanu. Alex Mihai Pal. Marius Ionel Rareș Papară. Jessica Pauleț. Ana Maria Roca. Adina Iuliana Soltuț. Soltuț. Jessica Elena Staffi. Și Alexandra Zaharia. Încă o dată felicitări tuturor, vă mulțumim pentru această festivitate minunată și felicitări tuturor claselor, celor care iubesc istoria și subscriu la cele ce a zis doamna profesoară Grapă, cel mai că nu uitați că sunteți romamuziști, sunteți romașcani, sunteți români, iubiți-vă patria și nu uitați să veniți acasă. Mulțumesc frumos și succes! Și ultima poză de astăzi.